Astăzi vă vom arăta cum se instalează o cameră video pentru Volkswagen Golf 6. Aici avem cablurile. Avem și aici acel furtun de scurgere din cauciuc. Bun. Avem cablurile acestea, nu le-am mai strâns, le-am lăsat așa desfăcute. Bun, aici avem cablul care se conectează la cameră. Iată-l. Și mai avem un cablu negru. Acesta care vine conectat la cablul de la clapeta și o mufă care vine conectată la sistemul multimedia. Scoate de clipsuri. Începe cu deconectarea mufei. Ne ajutăm și de o șurubelniță dreaptă. Apoi desfacem cele 3 șuruburi cu un tors de 25. Rotim ușor de clapetă înspre dreapta. Și apoi o scoatem în exterior. Montăm clapeta nouă cu camera video integrată. La fel, are același sistem de prindere cu cele 3 șuruburi. Se introduce și apoi se rotește înspre stânga. Conectăm mufa la clapetă. Scoatem acel dop din cauciuc. Pe acolo se scurge apa de la clapeta de deschidere a haionului.
luăm furtunul pe care îl primim în kitul de instalare. Și apoi introducem celălalt capăt la clapetă. Facem șurubul din interior cu un tors de 30. Apoi introducem prin rama de la haion și ne ducem cu el către clapeta de deschidere de la haion. Introducem și cablul roșu la fel, doar că venim din partea, venim din exterior către interior. Avem mufa aceasta și nu putem trece cu ea pe un burduf.
bârdosul de cauciuc. Conectăm toate mufele de la cameră. Inclusiv cel negru. Ne conectăm la cablul de la mașarier. Va trebui să știți care e acela, pentru că avem stopurile aftermarket. Noi ne-am mufat direct aici la cablul galben, dar voi, dacă aveți stopurile originale, vă mufați de acest fir, primul fir din partea de la stânga la dreapta. Iată-l acesta, mai gros. Vedeți că vine pe, se continuă cu cel galben. Ascundem ambele cabluri, și cel negru și cel roșu. Iată-le, mergem cu ele în paralel până în față, la tablou de siguranță, unde ne vom conecta cu mufa aceasta de la auxiliar. Vom conecta la sistemul multimedia și mai avem aici o altă mufă care momentan e izolată. Scoatem display-ul central și apoi tragem firul prin spatele bordului și conectăm mufa de la auxiliar la mufa de la sistemul multimedia. Se conectează la RCD 330. Aceasta vine împreună cu kitul de instalare al camerei de mașarier. Bun. Vine montată în mufa principală de la sistemul multimedia, de la casetofon. Iată, am introdus-o în mufa principală, mufa quadlock. Și apoi conectăm mufa la sistemul multimedia, la radio CD. Conectăm cablul de la camera video la unul din șuruburile de prindere de la tablou de siguranță. Avem o deviație cumpărată separat de kitul de instalare de la cameră, acesta, iată-l. Conectăm cablul de la cameră la acea deviație, pe care am cumpărat-o separat.
O conectăm la poziția 16 pe tabloul de bord. Pe poziția 16 avem curent continuu. Curentul, primim curent și atunci când mașina nu, când nu avem pus contactul. Iată-l. Bun, punem contactul. O introducem în mașarier. Și iată că pe display a apărut imaginea de la camera din spate. Putem să ne jucăm un pic la culori, la luminozitate, la contrast.